An și jumătate de mandat. Marcel Ciolacu, despre care se vehicula că ar putea prelua funcția de premier la București, susține că decizia este corectă fiind asumată unanim. Astăzi, profesorii români și-au continuat protestele în mai multe orașe. Am convenit ca până la soluționarea acestor probleme să nu îmi depun mandatul și să-mi asum în continuare responsabilitatea funcției de premier. În felul acesta sper să fie create condițiile astfel încât într-o perioadă de timp cât mai scurtă să putem să punem în aplicare planul de rocadă la nivelul coaliției. Decizia corectă ca să nu intrăm în discuții politice până nu rezolvăm această greva profesorilor, urmând pe urmă să găsim tot împreună calendarul cel mai bun pentru a se face rotație. La scurt timp după ieșirea în fața presei, Ministerul Muncii de la București a anunțat că guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care prevede majorarea salariilor cu 10% pentru unele categorii din sectorul bugetar, care vin să elimine inechitățile salariale de până în 2022 și grăbesc procesul pentru adoptarea noii legi a salarizării, în care se vor regăsi cererile profesorilor. În timp ce la București se căutau soluții, în județe au avut loc proteste. La Arad, 800 de cadre didactice au pichetat sediul prefecturii, iar manifestații similare au avut loc și la Botoșani, Caraș, Severin și Sibiu. La Craiova, dascălii și-au spus păsul în versuri pe o melodie a Ludmilei Balan. Hai cu mine dacă vrei, două pixuri la cicei. Profesorilor din România a început luni. Timp de 3 zile, școlile din țara vecină au fost închise, deoarece dascălii au refuzat să-și desfășoare orele. Aceștia au cerut majorări salariale de 25%, revendicări pe care guvernul de la București le-a respins. În lipsa unui consens, ieri cadrele didactice au organizat proteste stradale în mai multe orașe. Numai la București s-au adunat 15.000 de oameni.